Bună tuturor! Sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare luna Venus ascendent în Capricorn pentru decembrie 2019. Iată, reușesc să faci această etalare cu o mică întârziere, dar nu uitați că timpul e fluid și probabil că dacă n-a venit pe acest canal mesajul pentru decembrie, încă era valabil cel din noiembrie, să zicem. Oricum, trec peste aceste mici detalii. O să încep să citesc mesajele de la înger, și apoi o să vedem ce se pregătește pentru voi. Înainte de a vorbi despre aceste două cărți, haideți să vorbim despre ce aveți voi de făcut în această perioadă. Cred că această carte, Nutriția, da? Se leagă foarte mult de faptul că am început postul Crăciunului, să nu mai zic că am mai zis postul Paștele, nu postul Crăciunului, și poate asta vă ajută să vă reconectați la o energie pură pe care posibil ați pierdut-o sau am pierdut-o cu toții având un regim de viață foarte stresant. Se știe că Capricornii muncesc foarte mult și poate chiar acest regim de viață. Alimentar, s-ar putea să vă îmbunătățească performanța. Poate unii dintre voi chiar studiați chestiuni legate de nutriție. De ce nu? Poate sunteți în domeniul medical sau al nutriției și poate trebuie să scrieți ceva, să creați și să conduceți și să studiați către a vă descoperi o latură sensibilă și mai ales. Către a-i vindeca pe ceilalți, pentru că aveți o carte care vorbește despre compasiune. Probabil că trebuie să vă exprimați compasiunea față de ceilalți, cei care sunteți în domeniu, că sunt convinsă că sunt Capricorn, care ascultă aceste talări și lucrează oarecum în domeniu sau studiază, pentru că sunt semne de pământ. Și semnele de pământ n-au cum să nu se conecteze la tot ce ține de, de, de pământ, de, de gaia, da? de vegetal. Și chiar dacă nu ați studiat până acum, toată tot această perioadă de post s-ar putea să vă aducă niște idei da. și studiind aceste, actualizându-vă sensibilitățile și studiind aceste probleme, cum să vă vindecați, cum să vă reconectați la o energie sănătoasă aveți descoperit că aveți ceva calități de, de, conducător în acest domeniu, de creator, de eventual de rețete, de vindecare, da? Și puteți să, să scrieți ceva legat despre aceste probleme. Dar, chiar dacă n-ar fi vorba să scrieți despre nutriție, evident că nu toată lumea poate să scrie despre așa ceva, despre plante sau să pictați, da? Avem și artistul, aveți artistul, știu că sună deranjant pentru unii, din păcate, dar să nu uitați că se poate face vindecare prin terapie, prin, prin art, art terapie, da? Trec peste aceste mici detalii care probabil rezonează doar cu câțiva dintre voi. Autorul spune că poate, și asta știu sigur, capricorni au aceste calități de conducători, poate trebuie să... Fiți atenți să nu vă copieze cineva și să vă protejați drepturile de autor în cazul în care creați, da, creați ceva, unii dintre voi. Oricum, chiar dacă nu n ați creat până acum ceva, poate în această perioadă primiți niște idei, da, aveți totuși sensibilitate. Primiți niște. Aveți niște revelații, da? Aveți și nouă dragoste, asta poate să fie nou proiect sau nouă idee, da? Într-un domeniu, într-o direcție, și sunteți chemați, poate, cât stați pe acasă, mai mult decât de obicei, în această perioadă a sărbătorilor, să începeți să scrieți ceva. Există o carte în voi care așteaptă să fie exprimat, exprimată. Dați-vă timp să o scrieți. Sunteți ghidați în acest sens. Am spus, poate stați mai mult pe acasă și tocmai acest regim de viață sănătos, nu doar nutriție, un regim de viață sănătos, vă ajută să vă faceți timp pentru așa ceva. Puteți să aveți Soare sau Lună sau Venus în Capricorn, aveți Saturn, dacă aveți orice altă planetă, aveți Saturn care vă îndeamnă la o viață echilibrată, sănătoasă, organizată și în care trebuie să construiți, să creați, da? Să creați, să studiați, prima parte acestui Saturn în casa voastră care o fi ea, și a doua parte este să să construiți și să lansați pe piață sau în viața voastră. Dacă mai fac greșeli, vă rog frumos, scuzați-mă, pentru că vorbesc într-o anumită stare și nu sunt atentă la, la, la tot, ce, tot, ce, spun. În fine, în, în seria acestor cărți, 7 de la îngeri, aveți două cărți foarte frumoase. Dragostea în 43, poate vă spune ceva, poate unii dintre voi aveți 43 vârsta sau ați trecut prin multe în dragoste, ați îndurat foarte multe în căsnicii, în relație. 15, poate 15, 15 decembrie să se întâmple ceva, 26, în fine. Trec peste aceste numere, 5 uh, cu 1, 6, ține de serviciu vostru, da, nutriție, casa 6 a fecioare, uh, serviciu vostru către ceilalți. 43 Ține de spiritualitate, 26 de transformare prin dragoste, prin noi proiecte. Da? Poate să fie și acea carte pe care puteți să o scrieți unii dintre voi. Dar variază, combinați-vă mesajele cu ce aveți la ascendent, la soare în cazul în care mesajul acesta este pentru luna sau venus sau ce fi. Am spus că aveți dragoste în dură, e una dintre cele mai frumoase cărți în acest set. În acest set, nu doar ca imagine, dar și ca mesaj. Dragostea nu renunță și are credință. Dragostea este plină de speranță și stă în dreaptă în fața fiecarei situații. Eventual, puteți să ascultați la Scorpion că și ei au primit, poate aveți de-a face cu un Scorpion, și ei au primit acest mesaj, și acolo citesc din 1 Corinten cu 13. Pentru că de fiecare dată când văd această carte, mi-aduc aminte de acel pasaj din Biblie. Oricum, ați trecut prin multe și posibil unii dintre voi, pentru că știu că sunt capricorni foarte frumoși și nu atât de toxici cum unii încearcă să, creeze, să le creeze imaginea, nu. Sunt capricorni morali, puternici, rezistenți, care au practicat compasiunea în relațiile pe care le-au avut. Și tocmai pentru că au practicat cândva compasiunea, dacă acum trec prin niște situații critice, li se răspunde la această compasiune cu o nouă dragoste, eventual cu un nou proiect. Poate să fie și vindecarea voastră, aveți nutriție, nouă dragoste, da, vindecarea voastră după o problemă de sănătate, dragostea îndură, da, dragostea credința și prin sănătate, și compasiune față de voi și situația prin care ați trecut, aveți această nouă dragoste sau o nouă etapă în viața voastră sau o nouă sănătate, da? Eventual ați avut pe cineva în preajmă de care a trebuit să aveți grijă, să manifestați compasiune, tocmai pentru că știți că dragostea îndură. Poate să fie membru al familiei, mamă, tată, frate, soră, da, soț, soție. Eventual ați avut grijă de ei și prin acest stil de viață, printr-o alimentație sănătoasă, i-a susținut, a susținut această dragoste, prin compasiune a susținut această dragoste sau susțineți sau sunteți chemați să continuați acest proces în cazul în care l-ați început pentru că se va anunța o nouă dragoste. Eventual, eventual pentru unii dintre voi, poate în relația în care sunteți, ați trecut prin multe ape tulburi, și trebuie să aveți compasiune față de voi, față de persoana cu care, la care vă gândiți, da? Și veți intra într-un nou stadiu. Nouă dragoste nu este obligatoriu să fie o nouă persoană, poate să fie un nou stadiu în viața voastră sentimentală, profesională sau pur și simplu, da? Îmbrățișați această oportunitate. Poate această stea, această dorință veche vine tocmai acum de sărbătorii. Odată cu Moș Crăciun. Glumesc. Este cadou vostru după o muncă în care ați îndurat foarte multe. În cazul în care nu ați reușit acest lucru, sunteți chemați să fiți rezistenți și să îndurați pentru că prin compasiune și prin rezistență vă transformați viața și ajungeți la această nouă vibrație. Nouă dragoste poate să fie pregătirea pentru acest an, pentru care mulți ne pregătim de an de zile, 2020, da? Sper că a fost clar cât de cât. V-am zis, uneori nu știu cât de coerentă sunt, poate mai fac greșeli, poate mai spun câte o prostioară, pentru că nu vorbesc în același fel în care aș prezenta, să zic, o lecție sau un subiect pe care l-am studiat. Totul este o surpriză în această etalare și un soi de da, channeling, un soi de channeling. Înainte de a continua etalarea, o să vreau să fac o mică rugăciune. Bishem Adonai, Mimini Mihail, Umis Moli, Gabriel, Umilifnai, Uriel, me ahorai Rafael va alroși și hinatel. Mulțumesc mult pentru răbdare. Acum, din seria aceasta de cărți, Spiritul Animalelor, o să aleg o carte. Văd că aveți de-a face oricum semn de apă care este foarte speriat. Ba, uh, nu, de pământ. De pământ. A, ah, de pământ. Am zis apă. Tantul ce fi zis apă. Poate și semnul de apă. Ia uite. Uh, Hmm. Nu, voi aveți să face cu o situație foarte ciudată, foarte confuză, în care probabil că sunteți în preajma unui semn de foc, unii dintre voi, nu toată lumea, sau o situație foarte riscantă, eventual pasională, dacă e vorba de dragoste, în care aveți să face cu o persoană periculoasă care în față se arată într-un fel luminoasă și în spate oh, plină de dușmănie și de invidie. Probabil că îi știți și poate vă intimidează. Fiți atenți, s-ar putea să vă intimideze. Energia șoricelului este destul de speriată, de reținută. Trec peste asta. Aleg o carte pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Capricorn pentru decembrie. Din ce animal, din ce spirit al animalului trebuie oh, să se inspire dragonul? Uf, foarte put Wow! La capătul setului de cărți aveți iar semn de, fo de, de foc. Dar mie de fiecare dată când mie mi-aduce aminte de Marea Preoteasă, acest tigru, pentru că tigru reprezintă totuși un simbol al apei, al introspecției. Nu este ca leul atât de extrovertit, este o persoană introvertită. Arată semnul focului pentru că ține de spiritualitate. Dar eu mă gândesc la un semn de apă. Pentru unii dintre voi, dar evident că poate să varieze, chiar dacă nu e un semn. Uh, sunteți chemați să vă explorați spiritualitatea și să vă, de -uh, să vă deschideți al treilea ochi, unii dintre voi. Și să fiți precauți, eventual dacă aveți de-a face cu acea hienă pe care am văzut mai devreme, tot semn de foc, mai mult sau mai puțin. Fiți precauți, fiți înțelepți și intuitivi. Am spus totuși că această carte care apare nu reprezintă o persoană, ci reprezintă energia pe care voi ar trebui să o, să o preluați în această perioadă. Și aveți un sfat, o carte foarte frumoasă. Dragonul. Am zis că e vorba de spiritualitate și toate cărțile de până acum au vorbit despre așa ceva. Și nutriția, da, și prin alimentație sănătoasă ne purificăm, ne curățăm energiile, vibrațiile de toxicitate, de adicții, de ce ori mai fi fost ce adunăm de-a lungul vieții și zilelor în care poate nu practicăm acest stil de viață. Și dragostea îndură și practicați compasiunea, toate, toate duc către spiritualitate. Și vorbesc de spiritualitate pentru că aveți semnul alchimic al Uh, îmi scapă eterului, al eterului. Este cartea cu numărul 3 din această serie de cărți. În seria, în setul acesta de cărți, pentru semnul alchimic al eterului, au fost alese doar șapte cărți, au fost create șapte cărți, fiecare reprezentând o ceacră. Ei, această ceacră reprezintă a treia, da? Plexul solar. Hmm, da? Prima este baza A doua este um, În scapă În scapă, dar o să scriu în, în comentarii A treia este plexul solar Pentru că a patra reprezintă inima, da? Plexul solar Posibil nu întâmplător a apărut acea hienă mai devreme și am văzut-o. Am desfăcut cărțile și am văzut-o. Posibil nu întâmplător a apărut și iepurașul. Iepurașul care e similar cu patru de monede. Am zis o energie foarte reținută, oarecum speriată. E frică să iasă din cușcă. Din cușcă sau din Culcușul pe care și-l pregătește. În cele mai ascunse locuri, evident. Dragonul. Dragonul este o forță foarte puternică, este egoul nostru, dar trebuie temperat. În cazul în care aveți de-a face cu o persoană dușmănoasă, invidioasă sau o situație foarte dificilă, aveți grijă să nu dați voi acestui ego să vă conducă. Sau, eventual, și dragonul, și orice situație, și planetă în astrologie are un plus și un minus. Folosiți ego-ul cu scopul de a ajuta pe ceilalți și de a vă proteja pe voi. Eventual, folosiți ego-ul uh, cu scopul de a vă lupta cu acel dușman, acea situație critică. Sper că mă înțelegeți, da? Simt în această carte nevoia sau. Da. Nevoia de a vă adapta mediului și situației. În acest moment am senzația că dragonul își poate, nu știu de ce, dar așa simt. Își poate schimba culorile în funcție de situație și oamenii cu care are de-a face. Probabil că și voi trebuie să vă schimbați atitudinea în funcție de situație și de oameni. Și, eventual, ego-ul vostru poate să-și schimbe forma și energia pe care o transmite. Nu fiți agresivi cu cei sensibili. Și sensibil cu cei care vă încearcă să vă domine. Există un foc interior pe care trebuie să-l accesați unii dintre voi prin acest plex solar, dar cu mare grijă. Poate aveți probleme cu stomacul ulcer gastric, ați avut și nutriție și e exact plexul solar, da? Gastrite? Fiți atenți! În cazul în care aveți probleme cu această, aceste organe, adoptați o nutriție adecvată. Dar dragonul este o forță care nu ar trebui să fie subestimată. Am spus, mare grijă, încercați să o controlați, să echilibrați. Este o ceacră da? care trebuie ținută în echilibru. Eventual meditați la această ceacră. Eventual purtați culoarea galbenă. În cazul în care v-ați pierdut energie pentru că ați îndurat multe în dragoste, da? dacă ați avut și probleme de sănătate, posibil ați pierdut energie unii dintre voi. Dar prin nutriție, printr-o alimentație sănătoasă, vă puteți recapăta această energie și reechilibra egoul. Voi continua cu celelalte cărți. Și da, echilibrându-vă ego-ul, puteți să vă conectați la al treilea ochi, altfel nu puteți să, să deveniți intuitiv, altfel s-ar putea ego-ul să vă, și înseamnă foarte mult și mândrie și frică, ego varianta negativă a ego-ului, sau pasivă să zic, este și frica. Da? Și apropo de frică, din seria aceasta de cărți, a vrut să se arate luna. Luna care reprezintă foarte multe. Evident că poate să fie un semn de apă, rac, pești sau scorpion, dar cred că este o senzație de frică a unora dintre voi. Cu acest saturn pe, eu știu ce planetă aveți voi în Capricorn, este normal să, să simțiți frică. Unii dintre voi, chiar dacă poate nu o exprimați, este o latură negativă a acestui ego. Am vorbit despre, iaute, despre, despre tigru ca fiind un soi de mare preoteasă de accesarea intuiției voastre și de control asupra acestor frici. Poate că accesându-vă al treilea ochi și o latură foarte profundă a voastră, că puteți să fiți foarte profunzi, veți înțelege anumite chestiuni în care țin de mamă, de familie, de viețile anterioare, de arborele vo vostru genealogic, care vă va provocat până acum să aveți un anumit tip de acțiune. La capătul setului aveți Magicianul. Că sunteți voi în ianuarie, că, sunt, că este un geamăn, că este o fecioară sau orice altă zodie, poate vreți să manifestați ceva, să renunțați la aceste frișe, ar fi mare lucru, pentru că aici aveți și lună plină. În câteva zile se anunță lună plină, puteți să vă faceți afirmațiile necesare ca să vă eliberați de tot ce vă întristează, de tot ce v legat până acum, uite, de tot ce va ținut pe loc. Ia uite. Este o relație cu, aveți de transformator, de transformat, ori puneți punct unei relații dintr-o altă viață, din copilărie, din tinerețe, dar dacă nu puneți punct, poate să fie o transformare radicală în care nici nu mai recunoașteți ce ați fost înainte. Poate este dorința voastră de a vă împăca cu cineva. Scorpion eventual, că este semn de apă, apărut și luna, da? Sau de a pune capăt acelor frici și a transforma relația. Variază de la unul la altul. Dacă nu este stop definitiv în această relație, este transformare radicală. Pentru că moartea reprezintă un sfârșit și un nou început într-o altă dimensiune, într-o formă în care, ia uite, și soarele apare după, după, trădări și soarele după trădări. Aveți de-a face cu adevărul în curând. Soare, Luna Venus, ascendent în Capricorn. Ok. Soare, luna, venus, ascendent în Capricorn. Central. Ia să primim. O marea preoteasă, măi, ce interesant când apar lucrurile pentru că în spate chiar e vorba de, printre multe altele, și de, de intuiția voastră. Am zis că mai, mai e o, o, carte foarte puternică în spatele acestui tigru. Un semn de pământ puteți fi voi înțelepți, da? Varianta voastră superioară, intuitivă deja. Marea preoteasă. Marea preoteasă înseamnă foarte mult ca toate arcanele majore și ca toate cărțile de fapt. Dar simplu, secrete. La modul cel mai simplu, secrete. Ceva țineți secret în, în suflet, e, e cartea centrală. Poate să fie un semn de apă, Peș, pești, pești, rac sau scorpion. În general, sunt semne foarte intuitive. Sau o persoană care studiază anumite lucruri care țin de spiritualitate. Eventual, sunteți voi care studiați varianta voastră superioară, că poate nu toți capricornii studiază, dar unii dintre voi, cei care ascultați aceste etalări, probabil că ați început acest proces. Dacă nu este niciuna niciodată, am zis, poate să reprezinte o situație secretă. Vedem ce. O, opte cupe. 8 de cupe. Ce provoacă această situație secretă? Iar e lună plină, iar un semn de apă, peștrac scorpion, cineva care pleacă, care pleacă de la cupe goale la cupe pline, de la 8 la 9, la cupă de lumină. Oricine v-a lăsat sau vă lasă, sau voi vreți să lăsați în spate ceva ce nu va apri și să mergeți. Acum că mergeți către Marea Preoteasă ar fi frumos. Ar fi frumos. Poate vă este greu să vă detașați. Opt înseamnă transformare, da? Pentru că, în general, capricornii țin foarte mult la niște lucruri. Sunt conduși de, Sat de Saturn, da? Dar Saturn vă cheamă la transformare, la restructurare. Poate vă este greu, da? Aici e provocarea. Să Lăsați în urmă aceste cupe goale și să mergeți către nouă. Practicați la lună plină, am zis, acele afirmații, eliberări, eliberări de tot ce v produs frică, neîncredere, blocaje emoționale. Eu zic, deocamdată, așa cât văd cărțile, frumos ar fi să mergeți către Marea Preoteasă, către nouă. În secret, eventual, variază. Haideți să vedem în continuare. În trecut, valetul de cupe, iar semn de apă, iar cineva va a făcut o ofertă de dragoste, eventual, pentru unii să fie un copil, la baza acestei povești. Vedem cum se desfășoară cărțile. Poate exact cupa către care ați vrea să mergeți, da? În trecut, cineva v-a arătat o cupă și v-a spus: Lasă ce este gol și vino către mine, pentru că aici vei găsi Lumina, aici vei găsi acel peștișor care vă oferă cele trei dorințe, da? Vă îndeplinește dorințele. 8-9. În trecut. Însă, Probabil că nu înțelegeți. Voi poate vreți să aveți niște răspunsuri raționale și această mare preoteasă pune un vol în fața relației viitoare. Și din acest motiv, poate aveți acele temeri. Pentru că există un vol de mister în această situație, în această poveste. În ultima vreme nu prea ați vorbit. Aici sunteți voi sau alt semn de pământ sau orice alt semn. Dar posibil... Dacă cineva s-a îndepărtat de voi, poate acest semn de apă, poate, nu contează, așa, sau persoana care v-a făcut oferta, în ultima vreme nu ați vorbit, nu a ținut legătura. 5 de monede reprezintă două persoane în frig, separat sau împreună. Puteți să fiți în același pat, în aceeași casă, în, în, aceeași căsnicie și să nu vorbiți, să fiți supărați, da? Ei, și dragostea îndură și trebuie să treceți peste aceste situații. Ca să transformați, opt, să transformați situația în nouă. Să transformați prin evoluție spirituală împreună și separat. Separat este un lucru în relație altceva, evident. Nu ați mai ținut legătura în cazul în care sunteți separat, nu prea ați mai vorbit. Și v-ați simțit în frig, emoțional vorbind. Poate unii dintre voi ați avut probleme și financiare. Este posibil. În viitorul îndepărtat, valetul de spade, dar hai să vedem viitorul apropiat. O oh, judecată. Este interesant. Poate, sper, nu poate, sper în ultima vreme să auziți să vă ascultați intuiția și judecata și marea preoteasă. Sunt arcane majorii și vorbesc despre intuiție. Chiar dacă nu este o persoană, este intuiția voastră care în general nu urlă și optește, dar în această situație am senzația că aveți niște semnale și trebuie să țineți cont de ele. Să renașteți, să lăsați în urmă ce nu va prii, dar să renașteți. Poate veți primi un mesaj, un telefon de la cineva, care vă anunță că mai există șansă de împăcare și de transformare, opt am vorbit de transformare, da? de transformarea acestei situații, acestei povești. Și apoi, prin acest telefon, acest mesaj, începeți să comunicați eventual mai mult, valetul de spade. Poate să studiați problema, oricum să dezvoltați acest nou de cupe, da? această bucurie, în relație sau cu voi vă, să studiați ori să comunicați mai mult după această perioadă de tăcere. Valetul de spade comunică. Bine, semn de aer, evident că știți semnele deja cei care ascultați, gemeni, vărsători sau o balanță. Aici balanță scorpion, dacă asta vă spune ceva, dar trecem, că poate nu, poate au alte planete, da? E vorba de comunicare. Comunicare directă. Da? Poate nu foarte profundă, cum este regele de spade, dar e comunicare și contează foarte mult după această perioadă în care chiar v-ați simțit singurați. A, turnul. Sfat, turnul. Posibil această renaștere, această transformare, acest mesaj vine într-un mod neașteptat. Să văd și celelalte cărți. Da, turnul reprezintă un eveniment trăsnet, neașteptat. Sper să fie trezirea voastră a unora dintre voi. Trezire, poate să fie trezire. Este Uranus, care zguduie tot. Și Saturn zguduie. Și Saturn, bine că zguduie mai încet. Așa, în vreo 2 ani de zile, în 7 ani, depinde de la situație la situație. Hmm. Turnul. Wow! Iar energia scorpionului a casei a opta sau o energie uraniană. Oh, uh, exterior, no de bâte, un semn de foc, mai mult sau mai puțin, e cineva care se blochează, poate persoana care v-a părăsit, poate persoana cu care nu ați discutat în ultima vreme, își creează niște blocaje, tocmai pentru că este rănită, rănit. Dar trebuie să găsiți în cazul în care vreți să manifestați această împăcare sau renaștere, de orice fel ar fi ea, trebuie să găsiți o modalitate să treceți de aceste blocaje, eventual. De ce vă este teamă? O, de cavalerul de spade! Eventual de un alt semn de aer care ar putea să vină, să vă afecteze, eu știu, evoluția, trezirea, lucrarea voastră interioară dar cavalerul de spade o energie foarte rapidă care are nevoie să comunice mult mai direct decât valetul și poate unor mult mai agresiv, dar spune adevărul. Vă este teamă de aceste discuții, da, posibil. Vă este teamă de aceste discuții. Vă este teamă că cineva vine în viața voastră într-un mod rapid și vă, eu știu, vă transformă, vă dă peste cap, eu știu ceva. Vă transformă. Ori vă separați, ori reconstruiți, dar totul ține de transformare. Poate și reconstrucția vă sperie pentru unii dintre voi. Oh, ce vă doriți, regere de cupe? Aici arată ca și bărbat, poate să fie și femeie. O persoană matură care își controlează emoțiile, care nu le arată, dar are foarte multe. Probabil vă doriți această persoană. Aveți deja semne de apă. Persoană care vă iubește, dar vă arată mai puțin. Și aici este transformarea. Să înțelegeți de ce vă arată mai puțin, dar să știți că este stabil emoțional și că are o mare dragoste pentru voi, regele de cupe. Acum că e semn de apă, că ea semn nu contează. Oricum e o persoană matură. Finalul pentru decembrie? Începeți cu pași mici, ceva nou. Poate această transformare, poate această comunicare, poate începe să studiați această relație, să puneți prima cărămidă. Poate oferiți, că aici sunteți voi, semn de pământ, un cadou, ceva, un gest. Ar fi frumos, de împăcare. Dacă nu-i cadou, am zis, poate începe, încercați să studiați cum să mergeți mai departe. Haideți să vedem ce ar putea. O, oh, Regina de... De băte. Mergeți mai departe. Oh. Iar către această relație, această relație din trecut, am zis, poate să fie copilărie, tinerețe sau dintr-o altă viață, pe care deja o simțiți, deja o simțiți, dar încercați să mergeți cu încredere. Regina de băte înseamnă pasiune, încredere, creativitate. Eventual, cu această mare preoteasă. Poate unii dintre voi începe să înțelege și anumite aspecte mai profunde, mai misterioase ale acestei relații. Dar, dacă mergeți prea și în fața acestei regine de bute, nu știu dacă este tocmai atitudinea cea mai potrivită, da? E o regină. Aici este un valet, Încercați și fiți un pic mai maturi, unii dintre voi, sau mai îndrăzneți, cum e cavalerul. Da? Cavalerul e, e, e îndrăzneț, este în stare să apere, să lupte. E varianta frumoasă acestui cavaler de spade, în cazul în care nu e agresiv. Da? E în stare să lupte, să-și protejeze regina. Oh, ce aș mai vrea să vorbesc despre, despre aceste cărți. Este cel care nu lasă pe nimeni să se apropie de. de de regina lui, da? Regină, bărbat, femeie, nu contează, da? De aia vă este și teamă, probabil. Iar, lună, e o relație în secret. E o relație în secret cu cineva. Care e supărat în acest moment? Patru de cupe. Pentru că unii dintre voi nu vă luați această atitudine de conducător despre care am vorbit de la, înce la începutul etalării, da? La capătul setului de cărți, nouă de spade și voi bănuiesc că și ei își fac griji. Eu știu cine o fi aici, unul dintre voi vă faceți foarte multe griji și stați aproape la pat de, atâtea, de atâta consum de energie. Probabil aveți impresia, sau poate că așa și este, cineva a avut nevoie de atenție. Sau vă faceți griji cum să manifestați victorie în această situație și cum să o echilibrați. Ia uite, cum să vă regăsiți controlul, împăratul. Și aici, față de un semn de apă sau cum să oferiți voi, împăratul, ce-oți fi voi, această ofertă de dragoste cuiva cu care ați avut niște, niște discuții și de care v-ați îndepărtat, da? Eremitul, trei de, 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 monede, patru, da? De spade. Ați fi vrut să colaborați? Dar în ultima vreme sunteți într-o perioadă de, de transformare și voi și ei, de detăcere, de, de înțelegere a lucrurilor. Ia uite împărăteasa și magicianul v-ați dori eventual să, să colaborați, da? să lăsați în urmă aceste argumente, certuri, ego-ul da, de care am vorbit și să manifestați ego-ul, varianta pozitivă care lucrează, are ambiția să transforme relația da? și să se vindece de un trecut care a fost dureros și să crească. Să manifeste un nou început magicianul, da? Ia uite, împărăteasa și împăratul. Împăratul ar trebui să facă oferta de dragoste către împărăteasă, care ar fi ea, bărbat-femeie, da? Însă, trebuie să se echilibreze. Și aici este grija unora dintre voi. Sper să fie clar. O să vin și cu partea a doua. Vă pup numai bine. La revedere!